omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa 1. Bine v-am găsit, dragi elevi! Ascultarea. Ce înseamnă să asculți? A asculta are atât sensul de a auzi, a fi atent la ceea ce ți se spune, cât și de a da ascultare, a urma sfatul cuiva. Ce ascultăm? Ascultăm o poveste, ascultăm muzică, ascultăm explicațiile primite la școală. De cine ascultăm? Ascultăm de părinți, de bunici, de profesori, de părintele duhovnic, dar mai ales de Dumnezeu. În clipul de astăzi vom vorbi despre ascultarea omului față de Dumnezeu. Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Virtutea ascultării. Este bine să știți, dragi elevi, că ascultarea, cu sensul de a urma sfatul cuiva, este o mare virtute. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu când respectăm poruncile sale. Dragi elevi, oamenii credincioși ascultă de Dumnezeu. Cum știm că omul ascultă de Dumnezeu? Așa este, prin faptele săvârșite. Oamenii credincioși au dovedit ascultare față de Dumnezeu prin faptele minunate pe care le-au săvârșit de-a lungul vieții. Oamenii care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și au respectat poruncile sale mereu s-au bucurat de bucuria, de iubirea și bucuria lui Dumnezeu. Oamenii care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și au respectat poruncile sale, mereu s-au bucurat de iubirea lui Dumnezeu. Adam și Eva s-au bucurat de bogăția raiului cât timp au ascultat de porunca lui Dumnezeu. Profetul Moise a primit de la Dumnezeu cele 10 porunci, pe care este bine să le respecte oamenii. Fecioara Maria a împlinit voia lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus Hristos a arătat ascultare față de Tatăl Ceresc. Ascultători au fost și sfinții și toți cei care au primit cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea arată credința și iubirea noastră față de Dumnezeu. Voi știți unde găsim cuvântul lui Dumnezeu? Foarte bine! Cuvântul lui Dumnezeu este scris în Biblie. Știți cum se mai numește Biblia? Da, așa este, dragi copii. Ea se mai numește Sfânta Scriptură sau Cuvântul lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu vorbea cu omul față către față. Mai târziu, Dumnezeu a ales oameni sfinți care să ne facă cunoscute cuvintele sale. Pentru a nu fi uitate, acestea au fost scrise în Biblie. Cine ne-a făcut cunoscut cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a făcut cunoscut oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a făcut cunoscută iubirea lui Dumnezeu și ne-a învățat cum trebuie să-L ascultăm. Din Biblie aflăm multe dintre învățăturile și minunile Domnului nostru Iisus Hristos. El ne îndeamnă să transmitem tuturor învățătura sa. Astăzi, cum poate fi cunoscut cuvântul lui Dumnezeu?
Așa este. Cuvântul lui Dumnezeu poate fi cunoscut de la preot. El este cel care ne vorbește despre Dumnezeu în biserică. Unde ați mai putea auzi cuvântul lui Dumnezeu? Foarte bine, la ora de religie sau în familie. Să reținem. Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și dorește ca ei să asculte și să împlinească voia lui cea sfântă. Oamenii împlinesc voia lui Dumnezeu atunci când respectă poruncile sale și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Ne jucăm și învățăm. Jocul proverbelor. Multe dintre cuvintele înțelepte ale Bibliei au fost exprimate sub forma unor proverbe. Găsește jumătățile de propoziții care se potrivesc și vei descoperi proverbe pline de învățăminte. Pomul se cunoaște după roada, iar omul după faptă. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Prietenul la nevoie se cunoaște. Cine seamănă vânt, culege furtună. Sfatul cel bun. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Webografia imaginilor.